așa e bun. Merge, merge. Se la Dumnezeu de viață. Asta. Ne dăm silința să facem. Ne dăm silința să facem să iasă ceva frumos. Ne-am dat interesul să cât de subțări a fost să facem, să nu se piardă tradiția. Te-ai gândit la început la treaba asta sau ai zis că hai să fac asta? Sau ai avut ne-am gândit, Nu numai mintea mea, tuturor sătenilor care mai pricepuți. Care... Acum! Lasă-o acolo și spate scurt. O nu, dar acolo e mai oameni bun, așa, cum trăim noi la țară, e bun, așa. Mulțumim, să ne-i Dumnezeu sănătate la noi, atât lumea, bucurii, fericire. Nu v-ați lăsat să nu veniți la... E tradiții? Nu m-am lăsat, eu am sărnitor și eu o duc mai departe, așa, cât am mers. Domn primar, înainte cu frații, ne suntem patru frați, care mergem... Sunt programul de astăzi. Dimineața când am sunat, la prima oră, poate să mergem unii, că sunt gheață unii, dacă nu găsim la Sfânta Mănăstirii cei străie care merge în locul nostru din metani, care merge la Sfânta Mănăstirii, păi, mergem la bor, și că găsim noi niște gheață cineva, ca să facem Sfânta Masă. În sărbătoare mare, domnul primar, el ne conduce. Suntem, vorba așa, o târbu și un păstor. Astăzi, fiind zi de post, le-am făcut un borș cu fasole, un borș țărănesc acru, fierbinte, să încălzească, probabil la mănăstire e un pic mai rece decât la noi și, bineînțeles, niște gogoși de post, calde. Sper să le fie bine, un pahar de vin, un paharel de tărie, să-i răsplătim, să-i răsplătim, să le răsplătim efortul. Biserica are tot de gata. Așa este, chiar dacă la noi nu este zăpadă,
bărbații noștri se dau peste cap și merg în locurile cele mai reci, unde pot găsi totuși ceva gheață ca ziua bobotezei să nu treacă fără această cruce de gheață. Sunt 7-8 grade, nu? Da, este foarte cald la noi, mai degrabă este zi de primăvară și totuși noi vom avea o cruce de gheață. Domnul sus, noi pe jos! Sigur, ne-am dat interesul și anul acesta să reușim să facem crucea de gheață la centru oglins, la Biserica Sfântul Nicolae. Fiindcă am reușit și cu datele și obiceiurile, cu colegii mei am mers după gheață la Mănăstirea Sirestria și am adus gheață pentru Sfânta Cruce. A fost greu? Nu, n-a fost greu. Cu multă dragoste și plăcere să face orice. Nu a fost greu pentru că domnul primar totdeauna a avut grijă de Sfânta Biserică. În primul rând, la nașterea Domnului să facă pomul și să aducă pe Moș Crăciun cu daruri, care a venit cu daruri în Sfânta Biserică, care mulțumesc și aici de față. Și nu s-a lăsat în fiecare an, cum zăva să știți, s-a întrecut, crucea să fie de gheață și cea mai frumoasă. Una este credință, una este nădejde în Dumnezeu, orice să poți să faci, fără credință. De aceea, domnul primarul împreună cu familia Gazori, așa, a avut nădejde și credință și a adus, uitați-vă frumoasă, Sfânta Cruce a făcut-o, care este unicată, cred că, în România. Și mulțumim foarte frumos și nu rămân decât să sfințim Sfânta Cruce și Sfânta Vasă. Și să vă urez un an bun de bucurie, fericire și să vedeam de tot ce doriți. Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiul și Sfântul. Acum și pura și în vece, vece, la rămân. Tatăl nostru care ești în cer, să-ți să vii părăța ta. Fac-ți vă tea precum în cer și pe pământ, pâinea noastră de toate zile zoase. Și ne iartă nouă greșeală noastră pe cușnete încăță noastră. Și nu ne duci pe noi în ispită, ci ne zbevește la mincata, este împărăția și puterea și mărirea. A Tatălui și a Fiul și a Sfântului Duh, acum și pura și în vecii vecilor, în Iordan, botezându-te Tu, Doamne, chinarea trăimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul vii pe Tine numindu-te, și Duhul echip de porumba o adeverit, întărirea cuvântului, cel ce te-a arătat, Iisuse Dumnezeule, și lumea ai lumina mărire ție. Să binecuvântează, să sfințești această cruce, cu această apă să sfinte numele Tatălui. Amin.